ziua și bine v-am găsit. Bună ziua și bine ați venit la Revoluția Muncă. Bucuroși să vă vedem. Da. Și eu la fel nu știu să bucuroasă sunt. Pâinea-i coaptă la de aici. Sperăm ca satul Domnul Gen să devină un sat turistic. Cred că v-ați dat din aici. În care de dezvoltare, încredat. Și încălzire. Încălzirea centrală. Da. Asta e, eu am văzut, cămin. Aveți da. Cămin sau? Da. Nu, acesta nu, nu mai ține. Da, nu mai ai. Eu primesc deja oaspeți. Bună ziua, domn președinte! Bine ați venit în satul domnul Gejim. Cum vă spune? Andrei Moraru. Dumnezeu, Caterina, să fiți sănătoși. Toată viața a lucrat. Eu pun emoții pozitive cu cât de ce surpă, să le vreau să spun așa. Da. El nu te... Și masca. Căi parfumat tare. Ei, lasă-mi. Dacă așa-i programul, da. Nu. Iată, cu Caterina Moraru. Mie ei, în tinerețe, o visat pe zile ce fac de-a fost lui Caterina. Da, dar unde? Bine v-am găsit, mamă. Mulțumim. Stăpânul? Da, Luca. Cum vă spun? Boi. Boris? Da, Boris Palan. Eu să spun poziția ta aici. Ușa e gata, la carunga. Era un preot. Înregistrat. Dar e cunoscut. Dai seama și la... Aveți cuminț la uși? Aveam. Cuminul în uși nu prea fac, mai mult mă cu sculptura. N-am 16 ani la sculptură, dar de tot am... Nu poate nici mulțumesc. Că e unde să ardă în foc. Că-ți unde să ardă în foc. Oh, măi! Bună ziua! Bine v-am găsit! Suntem. Cântați frumos, tare frumos cântați. Bună ziua! Cum îți spune, mătale? Elena Nicolaevna, Soronceanu Elena Nicolaevna. Soronceanu? Soronceanu Nicolaevna. Nu, cu nu. Da, Soronceanu. A, foarte plăcut. Soronceanu. Câți ani mătale ai? Nu prea aude. Câți ani ai? Din 25. 88. Din 25. Da, 88 de ani deja. Trei. Zagleană. Ai să-i domnul președinte al nostru. E din Citulești. Mă, dar știu unde Citulești eu. A, știu Citulești. El e născut, dar nu le-a dat Dumnezeu. Acolo e născut el. Da. Părinte creștină, simplă, dar sănătoasă. Mulți ani înainte, mătale. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Ai, Dumnezeu, pază. Poftim să mai veniți planul. Să transmiteți aceste cântece mai departe. Poftim să mai veniți planul. Vă mulțumesc. Dacă o să am posibilitate, o să intru. Așa-i bine. A spus că împăratul m-a văzut și a zis foarte clar. Thank you.
Bine ați venit pe plaimul ăla! Vreau să vă spun așa cu cuvintele mele care eu le aport aici în suflet. Eu sunt băștinaș din locurile acestea. M-am născut în Citulești, am trăit și în Dumulgeni, în Prodănești și după ce ne-am mutat cu familia în Florești, unde am copilărit. Dar întotdeauna m-a atras să văd cum arată aceste locuri pe care încă le țin minte, că am trăit prin anii 53-54, și mi-amintesc, după vârsta care aveam eu, aceste locuri frumoase, stâncile acestea, Răutul nostru și oamenii care noi ne avem ca mâhăleli. Eu vreau să vă doresc dumneavoastră la toți să fiți sănătoși, să trăiți mulți ani, să realizați ceea ce vă doriți și împreună să fim cu aceeași gând, cu aceeași dorință de a avea o Moldovă frumoasă, ca să spunem, așa cum a spus poetul, o scumpă Moldovă, țară de jale, ah, în ce stare tu ai ajuns, lasă-mă plânge în lacrimile tale, căci până în suflet mă sunt pătruns. Tu ce ești bună, dulce, iubită, tu ce ești fiica lui Dumnezeu, cum te lovește soarta cumplită, cum te neacă amarul greu. Să nu trec mai departe, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc sănătate și să fim, cum a spus tot poetul, să fim ca râul, doar râul ține bine minte izvoarele din care a început, căci viitorul nu deschide ușa acelora ce vin fără trecut. La mulți ani! Vrednici, cu minți lumea. Deci să fie pace pe pământ, în casa ta belșug să fie, să fie al păcii steagă înalt, nădejdea și lumina zilei, noi pentru tot ce am apărat, purtăm răspunderea copilei. E bine?